Golden Hour, emisiune alimentată seară de seară la un izvor de optimism. Apa izvoarele Călimani, cu Jesse Baneș la Gold FM. Da, bună seara, dragi ascultători Gold FM. Bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Mâine este 1 decembrie, este ziua noastră, a românilor, a României, pentru că țara noastră este născută, nu-i așa, pe 1 decembrie, cel puțin asta din punct de vedere astrologic, cum vom vorbi și în seara aceasta cu invitata mea, Georgiana Sâmbotin. Bună seara, îi spun. Georgiana, bine te-am regăsit. Le-am promis celor care ne ascultă că vom face și această emisiune în care să analizăm cumva destinul țării noastre din punct de vedere astrologic și să vedem și să înțelegem, de fapt, anumite lucruri, precum, nu știu, mă întreb și eu, de exemplu, de ce o țară atât de frumoasă, de bogată, în resurse, nu are un destin mai fericit și noi românii nu suntem mai împliniți, mai bogați, poate așa cum ne-am dorit, dar cred că la toate aceste întrebări o să poți să ne răspunzi tu, Georgiana, și să o luăm așa de la început și să vedem care e treaba aici în România și de ce nu suntem un popor cumva apărat, dar totuși suntem căpăstruiți? Oare e un cuvânt potrivit pentru cum arată lucrurile astăzi la noi în țară, care par cumva că nu sunt nici în beneficiul nostru, al nostru sigur, ci a altora? Corect. Bună seara, dragi ascultători, telespectatori, spectatori în general, așa, dar să sperăm că nu doar spectatori ai sorții țării noastre, ci și participanții activi. Poate că așa ar fi mai bine. Acum stai să încep cu începutul, pentru că ai pus foarte multe întrebări și trebuie să clarific lucrurile pe rând. În primul rând, la mulți ani de 1 decembrie, dar nu e ziua României cea pe care o serbăm acum. Să vă explic, înainte să dați cu roșii stricate în mine, data care este folosită în astrologie, de specific, doar din punct de vedere astrologic, pentru a analiza astrograma României, destinul României, este oficial 22 decembrie 1989, ora 15:30. Pentru că atunci s-a declarat, domnul Petre Roman a ieșit la balcon și a declarat faptul că din momentul respectiv țara noastră are un nou început. Constituția s-a făcut un an jumate mai târziu, nu contează, dar vreau să spun, acela este momentul. Bineînțeles că nu-l serbăm pe acela, ci serbăm 1 decembrie, dar ca să știți, din punct de vedere astrologic, nu este aceasta ziua de naștere. Adică nu pe deci, această... din punct de vedere astrologic, tu nu așa te uiți la astre de pe 1 decembrie, ci de pe 22 decembrie da, ar fi oficial ziua da, României. Pentru că, la fel... O firmă, la fel, deci pentru astrologia mondenă, adică pentru astrologia care se ocupă cu structuri mari, cum ar fi țări, structuri suprastatale, da? De exemplu, Uniunea Europeană este o structură suprastatală, dar și are o zi de naștere. Da? În momentul în care, hai să luăm țările, țările sunt, au existență de sute de ani, unele chiar de mii de ani și totuși, și au schimbat structura. Numai dacă ne uităm la noi, țara noastră ce a făcut în ultima sută de ani? Păi, a trecut 150 de ani, da? Așa. A avut și monarhie, a avut și conducere comunistă, socialistă, după care acum, în 1989, 22 decembrie, s-a făcut trecerea oficială la Republică semiprezidențială, parcă așa suntem noi, da? Deci în momentul în care se schimbă structura de guvernământ, modul de guvernare al țării, atunci se schimbă și data de naștere a țării. Valabil, de exemplu, și pentru China. Da? China de dinainte și China comunistă. Da? Vă dau exemplu pe regimuri ca să înțelegeți. Sau
De exemplu, că acum am făcut astrograme pentru Spania, pentru Italia și vedem acolo, de exemplu la Spania, cum a fost trecerea de la regimul lui Franco din nou la monarhie. Atunci, în 75, parcă s-a schimbat din nou data de naștere a țării respective. Deci, așa discutăm momentul în care se schimbă regimul de conducere, atunci țara renaște. Da? Pentru că este o nouă ideologie, se creează un nou egregor al poporului, da? Și totul intră pe alte coordonate. Deci v-am lămurit cu data de 22 decembrie. Sunt alți astrologi care susțin alte dăți de naștere pentru România, cum e Marea Unire, cum, nu mai știu, 1917. Da, alea sunt corecte, dar au fost. Da? Și cum știm? Haideți să o luăm băbește, da? Că și eu la fel, cât am experimentat ani de zile, am zis, bă, o fi data asta, nu o fi data asta, hai să vedem. Dacă predicțiile se îndeplinesc, înseamnă că o fi corectă, da? Deci întotdeauna, pe asta ne uităm. Deci tu te-ai uitat și pe celelalte date care au fost până acum considerate ziua României și nu ți se pare că se potrivește din punct de vedere astrologic și al predicțiilor cu ce este în fapt? Acelea au fost, deci sunt corecte ca și date pentru trecut. Deci sunt corecte, dar nu sunt corecte în prezent. Ok? Deci asta este ceea ce trebuie să înțelegem. Și din nou, predicțiile. Da? Întotdeauna, dacă harta este corectă, se îndeplinesc predicțiile. Și acum haideți să vedeți ce scrie în harta natala României din 22 decembrie 1989 și o să vedeți că seamănă foarte mult cu ce situație avem de 33 de ani încoace. Da? Ok? Bun. O să fac așa ca o... deci o să vorbim despre karmă, o să vorbim despre destinul României și o să fac o analiză așa mai combinată, nu o să stau pe fiecare domeniu în parte să aprofundez, pentru că sigur o să vrei și tu să-mi pui întrebări și nu o să avem timp, ne trebuie 2 ore ca să putem să spunem totul. Da? Și atunci, haideți mai întâi să vorbim de karma colectivă și karma individuală, pentru că avem și una și alta. Da? Adică și eu și tu și ascultătorii noștri și toată lumea. Da? Adică pe lângă karma noastră pe care o avem personală, ce am făcut noi în viețile anterioare, da? Pe care o avem, bineînțeles, de ars, de plătit în viața aceasta, mai avem și karma poporului în care ne-am născut. Nu? Că de-aia suntem români sau italieni sau francezi sau germani. Okay? Deci avem și karma poporului din care facem parte. Și cu cât înțelegem mai bine karma poporului nostru român, cu atât e mai bine ca să ne debarasăm de ea cât mai repede și să începem să avem o libertate mai mare în propria noastră viață. Da? Acum, haideți să vedem care este karma poporului român. Și o să vezi că răspunde direct la toate întrebările pe care le-ai pus la începutul emisiunii. Adică, noi popor, țara așa frumoasă și bogată și de vreme acasă și superbă. Deci și avem... cu resurse, cu o mulțime de resurse pe care pare că nu noi le exploatăm, ci altcineva. Da. E cumva, e cumva un blestem, o karmă din aceasta, pentru că noi știm foarte bine că în 89 noi ne-am omorât conducătorul. Și nu cred că acest lucru nu s-a răsfrânt și asupra acestui destinului țării noastre. Dar te las să le luăm pe rând. Gata. Una a fost că nu noi am făcut asta, ci doar anumite persoane au fost implicate în acest lucru. Și dacă este să discutăm din punct de vedere karmic, cade pe ei responsabilitatea, nu pe noi, poporul român. Că nu poporul, că dea responsabilitate pe poporul român dacă poporul român făcea un referendum și spunea gata, îi împușcăm la zid. Da? Deci dacă era prin referendum și tot poporul decidea acest lucru, da, era karma asupra noastră. Dar așa nu este. Bun, noi am greșit în felul următor. Karma, avem o singură planetă retrogradă. După cum v-am învățat și celelalte dăți, când sunt planetele retrograde, reprezintă karma pe care o avem de plătit. Da? Noi avem una singură, dar una și bună, știi? Adică nu avem datorii multe, avem una singură și enormă. Da? Și aia ne ocupă tot timpul. Iar datoria noastră karmică, acumulată din perioadele anterioare,
Da? Pentru că, într-un mod interesant, apropo de datele anterioare ale României, 1918, Marea Unire, nici nu mai știu, alea care sunt 1800 și ceva, dacă te uiți și acolo, se observă această karmă recurentă. Da? Și peste tot, și acum revin la karma noastră de acum, se observă faptul că noi avem problemă, că nu am prețuit ceea ce am avut. Avem Jupiter retrograd în RAC și în casa a doua. Casa a doua cu ce se ocupă? Cu resursele. Ce chestie, da? Așa, în astrologia mondenă, casa a doua reprezintă produsul intern brut, PIB-ul, bunurile pe care le poți exploata și din care să, cum îi spune, să faci bani, da? Ca și țară și, bineînțeles, da, resursele țării, da? Indiferent ce fel de resurse ar fi acestea. Și noi avem aici Jupiter în RAC. Păi Jupiter în RAC în casa a doua însemna o bogăție de resurse și teoretic ar trebui să ne aducă nouă foarte multă bogăție financiară. Dar Jupiter este retrograd și asta arată o karmă trecută. De ce nu putem noi să ne bucurăm de resursele noastre în prezent? Pentru că nu am prețuit ceea ce am avut. Jupiter retrograd în RAC risipește. Da? Și în casa a doua risipește resursele. Adică e la fel ca și copilul bogat, copilul de miliardar, da? Care normal, nu știe ce înseamnă să muncești pentru banii respectivi, nu are valoarea banilor, nu are valoarea bunurilor. Și atunci îi se pare normal să le dea pe nimic sau să nu le prețuiască. Da? Iar în ultimii 33 de ani am văzut faptul că românii nu au prețuit ceea ce au avut. Majoritatea au plecat și plecarea românilor în afara țării se vede pe această hartă. Da? O să vorbim, este Venus în Vărsător în casa nouă. Deci majoritatea, cei care au putut să scape, să plece, au plecat, iar cei care au rămas nu au prețuit. De unde știm că nu au prețuit? Pentru că au lăsat ca alții să vină și să-și însușească resursele. Adică nimeni nu a luptat în mod activ sau, ca să fiu sincer, că poate unul, două persoane au existat. Întotdeauna excepțiile există, dar vreau să zic ca și masă critică, noi nu am luptat pentru bunurile, ca să apărăm bunurile țării noastre. De ce? Pentru că nu le-am respectat, nu ne-am dat seama cât de importante sunt. Da? Nu le-am văzut valoarea. Și bineînțeles că lecția aceasta se învață pierzând absolut tot ca să-ți dai seama ce ai avut și nu ți-ai dat seama că e valoros, ca după aia să sperăm să ni le luăm înapoi. Da? Dar chiar este să pierdem absolut tot? Adică e cam tragic să se întâmple asta. E tragic, dar asta este karma noastră. Deci, oameni buni, asta e karma. Da? Ne-am făcut-o cu mâna noastră. Asta este. Acum haideți să reparăm. Da? Nu să ne gândim că e nedrept. Să știți că nu este nedrept. Da? Fac o mică paranteză aici și legat de viața persoanelor normale. Da? Sunt unii care au probleme. La 3 ani copilul are leucemie, Doamne ferește. Sau are o boală terminală. Sau e abuzat în moduri oribile în familia în care s-a născut. Să știți că nu există nedreptate. Dacă ați vedea harta natală a acelui copilaș, ați vedea faptul că în viața anterioară a făcut adevărate orori și că își plătește karma pe care a acumulat-o. Da, este foarte greu să vezi o ființă neajutorată sau o ființă bună la suflet care suferă. Da? Cunosc foarte multe doamne, domnișoare, care sunt persoane foarte bune, dar suferă foarte mult și parcă îi se întâmplă numai ghinioane, da? Din situațiile pe care le-am întâlnit. De ce? Păi karma! Da? Să știți că karma se face și din trei părți se face karma. Da? Din ignoranță sau prostie, din atașament și din agresivitate. Acestea trei sunt motoarele care generează karma. Da? Deci să știți că și din ignoranță, da? Nu știi ceva, nu înseamnă că scapi. Da? Nu știi o regulă, nu înseamnă că nu ți se aplică. Da? Ești ignorant. Ignori o situație negativă, nu înseamnă că se va rezolva. Da? La noi, de exemplu, ar fi mai degrabă karmă de ignoranță. Da? Adică lăsăm ca totul să se ducă și nu facem nimic. Încă un lucru, Jupiter retrograd în RAC. Lipsă de respect față de resursele țării. Înseamnă și lipsă de respect față de țară. Și încă un lucru foarte interesant,
Racul ce mai semnifică în astrologie? Mama. Da? Deci țara de baștină, țara în care te-ai născut, și mama sau femeia. Și apropo, pentru cei care doriți să citiți pe larg despre Astrograma României, să știți că o am și în format scris, de 3 ani de zile tot o distribui gratuit. Dacă doriți, duceți-vă pe website-ul meu, georgianatheastrologer.com sau .ro. Și, o să acolo... lăsăm și noi linkul, o să vreau să le spun acum celor care ne ascultă, lăsăm și noi linkul în descrierea acestui video pe YouTube. Veți găsi acolo, Georgiana, o să mi-l trimiți tu mie. Să ajungă la toată lumea, la cei care sunt interesați. Da, toate detaliile necesare, sunt 30 și ceva de pagini scrise foarte mărunțel, care explică în detaliu karma României și analiza astrologică a întregii țări. Din nou, e gratuit, citiți-o. Distrați-vă cât mai este încă valabilă, pentru că nu va mai fi valabilă mult timp această astrogramă. Nu că nu va fi valabilă pe website-ul meu, nu va fi. Trecem prin niște schimbări atât de radicale încât foarte repede se va schimba această dată de naștere și a României și va trebui să fac una nouă. O să vedem. Așa, toate la timpul lor. Revenind la această lipsă de respect. Nu minimizați acest lucru. Este lipsa de respect față de femeie și față de mamă. Și eu vă spun că de ani de zile discut cu foarte multe persoane, da? Ok, nu multe, foarte multe persoane și peste tot se vede acest tipar, da? Deși viețile sunt diferite, deși destinele sunt foarte diferite, este același tipar care este de dedesubt, lipsa de respect față de femeie. Și să știți, doamnelor și domnilor, că din păcate nu domnii sunt de vină că nu respectă femeia, da? Și mama la noi în România. Da? Aceasta este o problemă a femeilor care nu se prețuiesc cu adevărat. Am întâlnit nenumărate mame care stau și muncesc în Italia, Spania, Franța, Germania, unde vreți voi, da? Pentru copii, își jertfesc întreaga viață, ele nu au niciun ideal decât să facă bine la copii, că nu, dacă e bine copilului, garantat îmi este bine și mie, dacă e fericit copilul sau familia, atunci sunt fericită și eu, și ele nu se respectă pe sine însuși. Da? De aceea, rezolvarea karmei acesteia este în mai multe feluri. Până ajungem noi să ne luăm resursele înapoi, haideți să începem cu pașii mici care chiar pot fi făcuți. Da? Primul pas este legat de doamnele care sunt românce. Sunteți românce, începeți. Deci acest mesaj este specific pentru femei, da? Pentru doamne. Așa, începeți să vă respectați, pentru că problema este dacă voi nu vă respectați, copiii pe care îi creșteți nu o să vă respecte. Dacă voi nu vă respectați, soțul nu o să vă respecte, iar copiii vor vedea acest exemplu. Da? Întotdeauna băieții care nu respectă fetele e din cauza că nu-și respectă mama. De ce? Că au văzut că mama acasă a fost prea permisivă. Mama i-a permis orice tatălui sau nu a comentat, nu a spus, nu a pus niște reguli. Da? Și din cauza aceasta copiii cresc, băieții cresc înțelegând că le este permis aproape totul, iar domnișoarele cresc crezând că ele trebuie să fie la fel de permisive cum a fost mama, că așa sunt obișnuită de acasă. Da? Să știți că acesta este o problemă specifică țării noastre. Da? Nu că în general femeile din toată lumea. Și nu am un mesaj feminist, deci ca să înțelegeți foarte clar, n-are nicio legătură. Eu vă spun Jupiter retrograd în rac, ce înseamnă, da? Pentru că în momentul în care nu respecti mama, familia, femeia din casă, în momentul ăla nu-ți respecti nici țara, da? Deci, ca să știți, aceste două lucruri sunt interconectate. În momentul în care, și v-am spus, nu, doamnelor, nu stați să cereți respect, da, să spuneți, da, Georgiana, ai dreptate, hai să încep să cer respect din partea celorlalți. Dacă nu vă respectați voi, nu o să vă respecte ceilalți. Da? Deci trebuie dumneavoastră să vă schimbați în interior atitudinea, da? Față de propria valoare. Casa a doua este casa resurselor și este casa valorii. În astrograma natală este casa valorii personale. Ca o mică paranteză la încă o paranteză, în astrograma natală vedem dacă o să câștigăm în viața noastră, dacă o să stăm bine cu banii sau nu, dacă o să câștigăm bani mulți sau bani puțini.
Această cantitate materială este dată de cât de mult ne prețuim noi pe noi. Adică, dacă o persoană se prețuiește, garantat va câștiga mulți bani în viață. Dacă o persoană nu se prețuiește, probleme, da? Atunci sunt și banii puțini. La fel și la noi cu resursele, da? Deci, de ce nu avem parte de resursele noastre? De ce totul se risipește? Pentru că nu avem respect față de valoarea noastră ca neam și nu avem respect, din nou, față de mamă, da? Și față de femeie în general. Acum, bineînțeles că la această imagine deficitară, da? Asupra imaginii femeii, au contribuit și anumite dogme religioase. Eu nu am nimica cu biserica, nu am nimica cu religia, să știți că este foarte importantă la un anumit moment de dezvoltare. Da? Deci, mama și tata, guvernul este tatăl, mama da, este biserica. Deci, guvernul și biserica sunt necesare la un anumit moment în dezvoltarea noastră ca și spirite, ca și suflete. Pe de altă parte, știți, mama și tata sunt foarte buni când ai 5 ani, dar când ai 40 de ani, cam trebuie să-ți faci viața ta. Corect? Bun. Deci, revenim la religie. Ok? Dogma. Deci, mă refer la religie și la dogma, nu la adevărata spiritualitate. Da? Da, fiindcă religia este preponderent stați ca să-mi găsesc cuvintele corecte, stați puțin. Este în practica religioasă, așa, gata, am găsit cuvintele corecte. În practica religioasă avem, de exemplu, majoritatea sunt bărbați, da? La noi, cei care oficiază în practica religioasă sunt bărbați. Bineînțeles că există și mănăstiri și de femei și de bărbați, dar ca și practică ar trebui să fie o egalitate, da? Dar nu este. Și atunci, automat, da, sunt păi, niște... Cum zice Biblia? Eu sunt o persoană credincioasă și practicantă, dar femeia supusă bărbatului, nu? Și da, astfel de învățături care... Problema da, este... Nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dar asta scrie. Dar așa este, da, așa scrie. Problema este felul în care este pus în practică. Da? Acum, și această carte numită Biblie conține multe adevăruri, dar conține și multe neadevăruri. Da? Pentru că, după cum spunea Eminescu, religia este de dânsi inventată ca să țină în șac popoare. Parcă era ceva de genul. Ok? N-are legătură cu adevărata spiritualitate. Dar să revenim la karma României, că aici discutam, da? Vreau să înțelegeți faptul că lipsa aceasta de respect este față de femeie, dar este implementată de mult timp. Nu este de acum 10 ani, 20 de ani sau na, de 33 de ani de când este această astrogramă. Da? Este o chestie generațională. Da? Partea bună este că ne putem trezi din ea. Deci, eu întotdeauna sunt cu soluțiile. Adică identificăm problema, dar dăm și soluția. Ok? Soluția pornește de la doamne. Doamnelor românce, faceți-vă cadou de 1 decembrie, ok? Faceți-vă cadou faptul că doriți să vă vedeți propria valoare. Doriți să înțelegeți faptul că dumneavoastră trebuie să vă respectați pe dumneavoastră, că dacă nu vă respectați voi, nimeni nu trebuie să vă respecte, nu e obligat să vă respecte. Respectul întotdeauna se câștigă, da? Ok? La fel ca și încrederea. Se câștigă. Nu poți pretinde respect, nu poți pretinde încredere. Da? Și dacă veți face așa, garantat, veți crește copii, da? Băieți care să respecte femeia și fete care să se respecte pe sine, să fie demne de respect și atunci o să aibă și băieții ce respecta. Ok? Bun. În momentul în care o să înceapă să se întâmple asta la nivel colectiv, da, o să înceapă să ne crească respectul și față de țară și față de bunurile țării și o să putem să le luăm înapoi. Dar va dura acest lucru pentru că, din nou, lecția este dură și eu, cum am observat în astrologie, universul nu neapărat că vrea să ne pedepsească, dar am observat, de obicei nu dorim să învățăm lucrurile respective decât dacă experimentăm până la capăt acea suferință. Și după aceea zicem, ok, am înțeles. Da? Deci așa suntem noi oamenii. Ce să facem? Bineînțeles, și eu aș vrea să luăm scurtătura, dar eu vă zic din practică, adică eu vă zic, na,
ar fi bine să gândim frumos, dar din practică nu e chiar așa. Acum, destinul României care este? Nodul Nord este în vărsător și în casa 10. Ce trebuie înțeles de destinul României? Mă rog, de destinul țărilor în general. Da? Destinul nu este neapărat bun sau rău pentru popor. Da? Adică țara poate să aibă și un destin care să se soldeze cu lucruri mai negative pentru popor sau cu lucruri mai pozitive. Ok? Și destinul pe care îl are țara respectivă ne arată intenția cu care a fost creată, intenția cu care a fost aleasă acea dată, de exemplu, de naștere. Da. Bineînțeles că multe date poate nu sunt alese chiar perfect în cunoștință de cauză, dar întotdeauna vedem intenția din spatele acelui act. Da? Iar noi, pentru că avem nodul nostru... Și în cazul nostru, crezi că cineva a complotat pentru alegerea acestei dăți de 1 decembrie? Adică crezi că a fost cineva cu ideea în spate? Sau este așa aleatorie? 1 decembrie. Nu avem treabă cu 1 decembrie. 22 decembrie 1989. Eu doar la acea dată mă refer. Da, da, okay? eu am înțeles, dar zic așa că noi acum sărbătorim pe 1 decembrie, dar... Da, uite, nu mi-am pus niciodată problema de ce sărbătorim pe 1 decembrie. Da? Păi asta dar, zic. Sărbătorim adică... ziua de naștere. E ca și cum da. Cineva a născut în iulie și tu îl sărbătorești în martie. Nu e asta data, nu e, da, data de naștere a României actuale. Poate de-aia merge și așa de rău, că de 33 de ani n-o sărbătorim când trebuie. Uite, poate fi și asta. Da, deci 22 decembrie este. Ok? Bun. Acum, ce înseamnă nodul nord în vărsător și în casa a 10? Înseamnă că destinul țării noastre în formatul în care este acum se va duce la îndeplinire și atunci, bineînțeles, vom trece pe altă dată de naștere. Da? Deci, destinul țării se va îndeplini în momentul în care noi o să avem o conducere complet atipică. O conducere a României. Da? Adică un președinte complet atipic. Ce înseamnă asta? Înseamnă, președintele poate să fie foarte tânăr. Da? Că știu că trebuie să ai peste 40 de ani ca să poți să fii președinte, da? Deci ori un președinte foarte tânăr, ori un președinte fără coloratură politică, un independent, da? Deci numai struț o cămile. Sau, ce n-am avut niciodată, o femeie, da? Sau un cetățean străin, da? Deci eu dau variante, sau inclusiv conducerea oficială, președintele, de exemplu, să fie din afara țării, adică să fie pus poate de o structură suprastatală. Da? Păi și domnul Iohannis nu intră aici în calcul, că e de cetățenie, de altă cetățenie. Ok. Foarte interesant că din 2010 încoace au început să se accelereze lucrurile și au început să apară candidați din ce în ce mai asemănători cu descrierea pe care ți-am spus-o. Da? Prin anii 2010 au început să apară independenți. A fost un domn actor foarte cunoscut, da? Care avea foarte multă popularitate. Până în 2012 a avut foarte multă popularitate la curentul acesta naționalist, da? Și chiar era să candideze la prezidențiale, dar mă rog, s-a oprit la timp. Da? După care au început să apară femeile puternice în politică. Da? Am avut-o pe Viorica Dăncilă. Prima dată când avem o femeie, da? În funcție destul de mare. Da? După care a venit domnul Iohannis, care are, mă rog, știu că gândește, limba lui de bază este germană, pentru că el gândește în limba germană. Da? Restul nu mai spun, știți voi. Da? Știe toată lumea. Deci, și după aia, în ultimii ani, au început să se aglomereze toate aceste tipare, da? Să apară și femei puternice în politică, să apară, dacă vă uitați, în ultimii 3 sau 4 ani de zile, de la ultimele alegeri, apar foarte mulți primari care nu sunt români, oameni buni. Deci nu sunt români, da? E un primar care nu are nici cetățenie română, altă doamnă care este
este și cetățeancă română, dar n-are nume românesc și tot așa. Da? Adică, chiar dacă e vorba de primării, da? Dar e vorba în tiparul acesta, începe să se vadă din ce în ce mai evident în ultimii ani, pentru că se accelerează. Înseamnă că urmează să se realizeze cât mai repede. Da? Întotdeauna să știți că așa avem în astrologie. Când adică această terminare, se termină cumva o karmă pe care o aveam, nu? Se termină scopul pentru care a fost creată România din 22 decembrie 1989, ora 15:30. Okay? Okay. Scopul, destinul este scopul. Ok. Scopul este ca să avem o conducere complet atipică, da? Sau poate, apropo, conducerea atipică înseamnă ca și ca președinte să fie cineva care teoretic nu are voie la acea funcție, cum ar fi, știu că persoanele care sunt în servicii secrete sau sunt în, în structuri secrete, da? Nu au voie să fie președinți, mă rog, nu au voie să fie, să aibă funcții de conducere. E, poate vedem și pe asta. Uite, ce s-a întâmplat? Păi, deja avem două exemple. În acest sens ar putea fi domnul Helvig, care deja se preconizează că ar candida la președinție. Și ziceai de cineva sub 40 de ani, cred că domnul Simion nu are vârsta încă împlinită. Ce este să-i luăm pe toți la publicat? Adică asta se vede deja și nastre, vrei să zici. Asta se vede de 33 de ani. Iar eu am scris acum 3 ani toate aceste lucruri care se văd acum. Vezi, de-aia spun că dacă este data corectă, se vede, predicțiile funcționează și pe pariu că anul viitor, nu știu, nu am făcut încă astrograma anului viitor, deci nu știu dacă o să avem alegeri sau nu, trebuie să fac astrograma ca să văd, așa, dar zic, dacă s-ar ține alegeri, deci am avea bătălie pentru președinție, numai între excepții, numai între atipici. Și să nu uităm și candidații independenți, că avem și de aia, nu uita, da? Așa, deci avem exact toată panoplia, tot ce v-am spus aici. Ok? Bun. Ce trebuie să sacrificăm ca să se realizeze acest destin? Pentru că nodul nord arată încotro te duci, iar nodul sud arată ce sacrifici. Da? Asta e valabil și la noi în harta fiecăruia. Păi, sacrificăm granițele. Vă convine, nu vă convine? Asta este. Nodul sud este în leu, în casa a patra, pe liniuță, pe cuspidă, așa se numește în astrologie. Pe cuspidă. E, casa a patra este cu teritoriile. Și liniuța dintre casa a trei și casa a patru reprezintă chiar granițele, adică la propriu. Liniuța aia reprezintă granițele. Iar noi avem nodul sud conjunct pe această liniuță. Pe bune, nu poți să inventezi așa ceva. Dacă vrei, îți trimit astrograma României, îți trimit poza cu astrograma să vezi și tu. Ok? Uite, poate mi-o trimiți și îl rugăm pe coleg sau pe colega. Uite, cred că e Iuliana astăzi. Da, Iuliana e astăzi cu noi. Mi-o trimiți și după aia o adăugăm și noi pe ecran. Nu știu cât înțelege lumea, dar da, dacă vrei tu. Cu spida casei 4 pentru dar pentru doritor descărcați direct descrierea de pe website-ul meu, pentru că acolo aveți și poza de buletin a României din 89 încoace, da? Și absolut toată explicația, ce înseamnă fiecare lucru în parte, fiecare aspect, deci e totul bibilit în cel mai mic detaliu. Georgiana, uite că tot vorbeam de conducător, vreau să te întreb, din 89 încoace, de ce am avut parte doar de conducători care și-au bătut joc în mai mică sau mai mare măsură de această țară? Nu, adică e un pic evident acest lucru, se vede și în hartă? Bineînțeles, e vorba de scopul, de destin și de karmă. Ei sunt puși ca să îndeplinească destinul care a fost trasat României de forțe mai înalte și, bineînțeles, să ne ajute, în ghilimele, să ardem karma pe care o avem de ars. Okay? Și dacă vi se pare că conducătorii pe care îi avem nu ne respectă, care era karma României? Lipsă de respect față de propria persoană? Și față de femeie în general, păi atunci ce vreți? Deci ei sunt exact această manifestare a lipsei de respect față de noi, față de propria persoană și față de bogățiile țării. Da? Asta este karma noastră. Da. Totuși, așa, să venim la granițe. Da?
vă place, nu vă place, eu vă zic, nodul sud în leu. Leul întotdeauna arată partea conservatoare. Da? Apropo, de ce pe această hartă niciodată n-ar funcționa monarhia în România? Cât timp este această hartă, nu va putea fi niciodată vorba de monarhie. Trebuie altă hartă. Da? Aici nu merge. Da? Deci, pentru cei care iubesc monarhia sau nu știu, sunt doritori. Eu n-am nicio treabă cu nimeni, eu doar spun din astrogramă. E nodul sud în leu, nu funcționează monarhia, nu va funcționa. Da? Sau nu va avea puterea necesară. Da? Deși s-a dorit, știm foarte bine, după 89, da, dar nu s-a reușit. Păi nu, pentru că e pe nodul sud. Asta este sacrificată. Deci pe karma asta a României nu funcționează. Da? Funcționează numai conducerea progresistă, inovatoare și, din nou, ceva ce nu s-a mai făcut niciodată. Monarhii tot au existat de sute de ani. Da? Deci nu intră aici în posibilitatea de a face o conducere inovatoare. Da? V-am spus, trebuie să fie excepțiile. Deci numai o excepție de la regulă trebuie să fie. Bun, acum, nodul sud în leu. Pe cuspida casei 4 înseamnă că jertfim teritoriile așa cum sunt ele cunoscute, da? Deci teritoriile, hai să zicem, clasice. Da? Garantat, în momentul în care o să se ducă la împlinire destinul României și atunci o să intrăm pe o nouă hartă, da? Pentru că vom avea, și încercarea asta de a intra pe o nouă hartă, de 2 ani de zile tot se încearcă, schimbarea Constituției Române, sunt articole, da? Da, sigur că da, știm foarte bine și mai ales ascultătorii Gold FM și ce știu. Da. Așa. Păi da, pentru că tic-tac, tic-tac, trece timpul, trebuie, e pe vine. E pe vine finalitatea, deznodământul acestui destin. Adică noi ceea ce discutăm în ultimii 33 de ani s-a întâmplat și deznodământul. Acum, nu mai durează mult. Nu mai durează mult, adică nu 5 ani, câteva luni. Și da? Pierdem teritorii, tu asta spui. Teritorii. Săptămâna trecută, da, am găsit articol, căutați, cu ținutul secuiesc, care acum are reprezentant în Parlament oficial, reprezentant oficial. Și eu, când vorbeam acum un an de zile exact despre lucrurile astea, eram făcută șovină și mai știu eu cum. Păi are ținutul secuiesc, are și berea. Știm foarte bine berea lui, care scrie frumos pe etichetă ținutul secuiesc, nu România. Sunt lucruri care nu înțeleg. Articolul de trecut arată foarte clar, reprezentant în Parlamentul Românesc, nu are legătură cu UDMR sau cu, deci este reprezentant al ținutului secuiesc. Da? Eu am spus de anul trecut pe astrograma previzională pe anul acesta României, am spus că anul acesta România se desface în bucățele și tot așa, toată lumea a zis că sunt nebună, nimeni nu m-a crezut. Păi uitați, da? N-avem ce să facem. Se vede, adică sunt dovezile și din partea asta de jurnalism. Acum, bineînțeles că până o să fie considerată la nivel legal ținutul secuiesc ca fiind independent de România, cred că o să dureze câteva luni, poate să dureze un an de zile până o să fie recunoscut, dar asta deja se întâmplă, da? Și este vorba că se întâmplă pe astrograma aceasta a României. Acum. Foarte interesante informații, Georgiana, și nu pot să zic că șocante, deși poate că am trezit niște semne de întrebare în gândurile ascultătorilor, dar sunt lucruri care cumva ni s-au pus sub nas. Că noi n-am vrut să le vedem, asta e partea a doua. Da, da. Dar că trebuie să vedem cum vor evolua lucrurile totuși. Apropo, uite, apropo de liberul arbitru, hai să discutăm. Că sunt unele persoane care zic, nu se poate, dacă noi ne schimbăm, România poate fi salvată. Oameni buni, trebuia să vă treziți prin 84-85, dacă vreați să prindeți altă dată de naștere a României. Acum, destinul fiind început pe anumite coordonate, către locul respectiv se duce. Deci nu aveți ce să salvați pe harta asta. Dar puteți, de exemplu, să lucrați voi cu voi, da? Și să faceți alegeri cât mai corecte, astfel încât următoarea dată de naștere a României să fie cu auspicii mult mai bune.
Da? Deci nu putem să salvăm, cum îi spune, teritoriile care trebuie să plece de la noi. N-ai cum să le salvezi, că așa este făcut destinul. E nodul sud în leu pe casa a patra, adică noi trebuie să sacrificăm aia, fie că vrem, fie că nu vrem. După aia că se pot reîntoarce, aia e altă treabă, e altă poveste pe altă astrogramă. Ok? Dar în baza astrogramei pe care o avem acum, eu v-am spus foarte clar, eu nu vreau să se rupă România în bucăți, Doamne ferește, dar că lumea zice, că tu vrei să se rupă România în bucăți. Oameni buni, nu am nicio treabă, eu nu omorâți mesagerul, eu spun ce scrie hartă și din păcate eu trebuie să spun exact ce scrie acolo. Ca și cum te duci la doctor și spune, domnule, ai cancer. Ce vreți să vă mintă, să vă spună că nu e cancer? Și să te culci pe ureche și după aia să te trezești, cum era vorba aia, să te trezești mort. Da, să te trezești mort, dacă tot vorbim de conducători. Da, doamna aceea. Da, acea doamnă. Da. Ok. Deci, eu zic situația, vă convine bine, vreți să fiți în negare, cum sunt, e disonanța cognitivă, că am făcut emisiuni pe tema aceasta cu faptul că poporul român se află în disonanță cognitivă. Da? Păi da, suntem în disonanță cognitivă. Da, din nou, îi trimit să caute emisiunea pe această temă și Misterul adormirii neamului românesc se numește. Da? Vă recomand, dacă vreți să înțelegeți de ce situația este așa de cacao în România, vedeți disonanța cognitivă, pentru că aceea este ca o vrajă care este pusă pe toți ochii noștri, indiferent cine suntem, mari sau mici. Partea bună este că ne putem trezi din vrajă, dar ne trezim din vrajă doar în momentul în care acceptăm situația așa cum este. Adică, poate o să vorbim și noi, Georgiana, data viitoare când ne vedem. Este timp, adică și sunt multe lucruri de discutat. Este timp, da. Și mai ales că e un an electoral, anul viitor, 2024, că anul ăsta nu mai apucăm să facem emisiune, că e lună scurtă. Sunt foarte curioasă, încă n-am făcut în luna decembrie, că eu întotdeauna în luna decembrie fac astrograma previzională pentru România, pentru anul care vine, că e 22 decembrie. Da? Și atunci, uite, eu de ziua României eu o sărbătoresc cu o astrogramă previzională, da? Pentru anul în curs. Atunci când o să fac, bineînțeles că o să discutăm punctele importante și acolo. Și eu sunt foarte curioasă dacă o să avem alegeri sau nu, pentru că... Și noi suntem foarte curioși, îți dai seama, și eu sunt curioasă. Și chiar mi-ar plăcea să începem anul cu emisiunea asta, dacă ești de acord. Da, cum să nu? Cum să perfect, nu? Perfect. E ori de an nou, ori de Moș Crăciun. Să discutăm cum o să fie cel mai bine. Bun, acum revenind la karma României. Haideți să vă spun un lucru interesant și de faptul că se vede că românii pleacă în afara țării. Și că asta este un lucru temporar, nu este forever. Că mulți au spus, păi ei care au plecat, gata, nu se mai întorc. Nu e așa. Noi avem Venus în vărsător și în casa noua. Venus arată plăcerea poporului respectiv și Venus în vărsător arată că poporul român avea nevoie de libertate, că vărsătorul e cu libertatea. Fiind în casa noua, casa noua e cu străinătatea. Și atunci ce înseamnă? Libertate, plăcere, în străinătate. Automat, pentru că atâția ani românii n-au putut să iasă din țară și au fost atât de oprimați de... jugul comunist, normal că atunci când s-au deschis granițele, toată lumea a fugit numai de dorință de libertate. Da? Pe de altă parte, este și o mică karmă la mijloc. Faptul că noi ne-am dus să avem grijă de cei din Europa, pentru că, adică să facem servicii celor din Europa. Aici, de ce este vorba? Noi am fost un popor foarte puternic, dar și foarte orgolios. Și asta a fost ca un fel de smerirea noastră. Ok? Să ieși în afara granițelor, dar nu ca și cotropitor. Atenție! Da? Ci ca făcător de bine. Pentru că nu vă supărați, dar românii chiar sunt foarte buni în ceea ce fac și sunt foarte serioși. Da, chiar deci, sunt. Chiar sunt foarte apreciați în Europa, peste tot pe unde au migrat. Eu am o groază de persoane cu care vorbesc, dar români care sunt în Anglia, în Germania, în Spania și mi-au povestit o groază de lucruri. Da? Și toți sunt foarte stimați acolo unde sunt. Da? Okay? Deci asta a fost, cum spune, noi am ieșit în Europa nu ca să cotropim, ci ca să oferim. Atenție și să știți că asta ne face foarte multă karmă bună. Împușcăm doi iepuri deodată. Pe de o parte,
a trebuit să ne scadă din orgoliu, dar din nou nu orgoliu pe care îl avem noi personal, e vorba de orgoliu pe care l-am avut, pentru că noi am fost foarte puternici, am fost foarte bogați și n-am apreciat. Ok? Și atunci de aia, acum pierdem toate resursele pentru că nu le-am apreciat și ne-am dus în afara țării. Majoritatea persoanelor, inclusiv persoanele cu, știți, cu educație superioară, cu facultate, au ajuns na, să aibă grijă de bătrânei sau să, cum spune, să facă curățenie, adică mult sub nivelul lor. Da? De ce? Pentru că erau mai bine plătiți decât în România pentru funcția lor, pentru pregătirea lor adevărată. Da? Aceasta este un fel de smerire. Un fel de, nu vreau să zic umilire, că umilința are un cuvânt, are un sens urât. Dar vreau să spun, noi mergând în afara țării, ne-am și smerit, adică ne-a venit mintea la cap, da? Și am făcut și foarte mult bine și să știți că acest bine o să ni se întoarcă. Da? Și mai este încă un lucru pe care îl discutam zilele trecute, apropo de situația din Europa. Că foarte multă lume m-a întrebat, faci tu predicții ce se întâmplă, că suntem în Spania, în Germania, în Italia. Da, sunt mulți români plecați și bă, lucrurile nu stau chiar atât de roz nici în Europa, deși noi ne plângem aici în România. Hai să situația vă este da, hai să vă gravă. Da. Am făcut două emisiuni cu predicții, previziuni pentru diasporă. A doua emisiune o să fie vinerea următoare. Așa. Ce vreau să spun, concluzia concluziilor, da? Situația în 2024 începe să fie foarte dificilă pentru toate țările vestice. Atenție, da? Bun. La Anglia situația este puțin mai roză, cred că din cauza că nu este în Uniunea Europeană, că altfel nu mi-am explicat diferența, da? Ok. Bun. Acum, ce trebuie să țineți cont? Că mă întreabă, aulă, dar nu faci și pentru Suedia, nu faci și pentru Malta, nu faci și pentru Luxemburg. Oameni buni, nu pot să fac hărți pentru absolut toate țările care există în lume, da? Dar, pentru Europa, ce am observat, Europa de vest, da? Anul acesta, situația este foarte complicată, da? De ce? Așa, și cum știți dacă situația unde sunteți voi este complicată sau nu? Păi, vedeți dacă bifați următoarele lucruri. 1. Este în Europa de vest? 2. Țara a fost imperiu sau a cucerit teritorii, au fost cuceritori? Da? Sunteți într-un oraș mare, capitală sau oraș foarte mare? E, atunci dacă le bifați pe astea 3, înseamnă că trebuie să fiți precauți, trebuie să fiți atenți. De ce? Haideți să vorbim de karma de cuceritor. România nu are karmă de cuceritor. De aia la noi o să fie bine. Da? Cât de rău e la noi, să știți că este mai bine decât cel mai bine cât poate să existe în alte părți. De acum încolo mă refer. Da? Adică 2023 ne-am cam egalizat și acum în 2024 o să fie mai ok la noi decât în alte părți. De ce? Nu am fost cuceritori, noi nu ne-am dus peste alții, nu i-am cotropit, nu i-am împușcat, nu i-am omorât, nu le-am tăiat capul. Să știți că contează acest lucru, da? Din emisiunea anterioară în care am vorbit despre karma poporului care este mai la orient de noi, da? Ați văzut cu 5 sau 6 retrograde cât aveau pentru cum spune, evenimentul care se desfășoară acum, v-am spus, au prea multă karmă și au făcut prea multă karmă negativă ca să mai poată să conducă ei rezultatul unde doresc ei și cum doresc ei. Da? E, țara noastră, singurul nostru păcat, da? Că apropo, karma e ce, cum se zice la biserică, păcatul, asta e, ca să știți, karma e păcat. Ok? Bun. Așa, păcatul nostru este că nu apreciem, că suntem fraieri, că nu apreciem și nu ne apreciem, nu vedem valoarea. Care păcat crezi că e mai dur, să zic așa? Sau mai rău, nu știu, da, dintre a cotropi, cum au fost imperiile și noi că nu știm să apreciem ce avem. Care zici că... A cotropi, pentru că se lasă cu crimă. Noi, fiind mai ignoranți din fire, noi doar pierdem, dar nu prejudiciem pe cineva. Ne prejudiciem pe noi, dar nu facem rău altcuiva. Da? Gândește-te și tu, ce se pedepsește mai rău? O crimă sau faptul că te-ai lăsat furat? Nu? Deci exact același lucru. În momentul în care e vorba de vieți omenești, intri peste destine,
cu bocancii, atunci e plata ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Da? Tot din Biblie. Ok? Și să știți că e adevărat. Deci, de aceea, țările din Europa de Vest, cele care au fost imperii sau sunt în continuare imperii, da? Ok? Cum e Marea Britanie, este în continuare imperiu. Da? Ok? Deci, toate aceste țări vor avea probleme mari. Și dacă vă uitați, acolo au fost și dus majoritatea migranților. De ce? Ca să le întoarcă favorul karmic. Dacă voi v-ați dus în alte țări, acum și noi venim în vizită la voi. Și atenție, favoarea va fi răsplătită până la capăt. Da, exact. Da, aia. Eu am înțeles la ce te referi. Hai să nu zicem pe față, înțeleg cei care ne ascultă, cu siguranță. Și cei care nu ați auzit expresia lui Jesse, puteți pe YouTube. Da, și dacă stați să vă uitați la niște date statistice și ce se întâmplă, de exemplu, acum în Franța, și că în următorii ani se poate să nu mai existe cetățeni de culoare albă în Franța. Nu suntem rasiști acum, dar să înțelegeți la ce ne referim. Asta sunt datele oficiale. Da, sunt datele oficiale, da, da. Da. Deci, de-aia, bine faci, bine găsești. Noi am avut noroc și acum revenim la românica noastră. Noi am avut noroc. Nu e vorba de noroc, că norocul ți-l faci cu mâna ta. Adică karma bună și karma rea, norocul și ghinionul. Astea le facem noi cu mânuța noastră. Da? E, țara noastră, poporul nostru, cine a trăit de-a lungul sutelor de ani în acest areal, adică poporul român, da? E, a avut înțelepciunea necesară să nu facă rău gratuit. Și să știți că datorită acestui lucru, nouă o să ne fie de bine. Nu, nici eu nu înțeleg cum, deci credeți-mă, nici eu nu înțeleg cum, poate nici dumneavoastră nu înțelegeți cum, dar să știți că protecția divină există și este protecție divină foarte mare asupra țării noastre. Numai că acum trebuie și noi să ne facem treaba și să cerem ajutorul. Pentru că dar lumina... explică-ne un pic, Georgiana, cu această protecție divină. E o vorbă așa și din popor, că suntem protejați, că Dumnezeu ne iubește, dar de multe ori chiar așa este. Cum se vede acest lucru în harta noastră? Nu se vede în hartă, adică nu se vede direct în hartă, în harta aceasta. Dar, de exemplu, uite, văd după karmă. Văd după karmă că noi nu avem o karmă, din nou, nu este o karmă urâtă, este doar de risipă, dar nu este karmă de a face rău și atunci de-aia ai protecție. Asta, de exemplu, știu când mă uit în astrogramele personale ale oamenilor, da? Și acolo văd ce e făcut cu rea intenție. În momentul în care o persoană e rău intenționată, să știți că nu are protecție divină. Ok? Deci vă zic foarte clar. Da? Persoana când este bine intenționată, garantat are și protecție divină, da? Și plus, noi avem o groază de sfinți care protejează România. Sfinții, din nou, sunt sfinți indiferent de religie, da? Că s-au sfințit prin ortodoxie, s-au sfințit prin catolicism sau, mă rog, au zis și ei că aparțin unei religii anume, nu contează, Sfântul este Sfânt. Și aceste ființe au rămas, nu s-au mai dus la încarnare, da? Mai departe, că de-aia Sfântul rămâne și protejează, cum și Părintele Arsenie Boca. Da? El a rămas ca să protejeze în continuare România. Este unul din mulți sfinți care protejează România, pentru că este grădina Maicii Domnului. Da? Okay? Sau Sfântul Andrei, că dacă tot este astăzi Sfântul Andrei, nu? Ne ocrotește și el, cred, în vreun fel. Și... Eu n-am vorbit cu toți sfinții, nu știu. Ok, am înțeles. Doar... Lăsând gluma la o parte, garantat țara noastră are protecție divină și în momentul în care noi pierdem doar lucruri materiale, să știți că suntem bine, dar noi nu ne-am pierdut sufletul. Da? Dacă o să observați, să știți că spiritualitatea lipsește în America, lipsește în Europa, nu mai este Dumnezeu pe acolo, te duci, te plimbi pe străzi și simți că parcă este totul gol. Adică sunt zombii oamenii. Asta e un... Da. Exact, da. Vorbești cu ei, ei răspund înapoi și parcă vorbești cu o păpușă care se mișcă. Da? Deci cei care sunteți mai sensibili din punct de vedere energetic o să observați că la noi chiar există Dumnezeu, există sufletul divin, există comuniunea asta cu natura, există la noi lumea spirituală, există. În alte părți lumea spirituală a fost eradicată complet, mai ales în vest.
Da? Din nou, nu ține de religia asta. Ideea este că oamenii și-au pierdut sufletul și-au închis sufletul, nu a practică spiritul. Știu că este o întrebare care necesită mai mult timp de dezbatere, dar sunt foarte curioasă de ce, pentru că este evident că acolo în vest deja lumea s-au închis bisericile, lumea s-a depărtat de Dumnezeu, de uite-te ce face Papa Francisc, mai vorbim, care acum e expert în schimbări climatice, vrea să boteze persoanele care și-au schimbat genul și așa mai departe. De ce s-a întâmplat acest lucru acolo și noi totuși am rămas protejați? Poate îmi zice în câteva cuvinte, că știu că e mult de vorbit. Așa, nu știu să răspund. Din punct de vedere astrologic, asta nu știu să răspund, pentru că v-am spus, astrograma asta este pentru ultimii 33 de ani. Deci, din punct de vedere astrologic, nu pot răspunde. Dar pot răspunde ce am aflat și eu așa de la prieteni care sunt mai înțelepți decât mine, da? Și mi-au confirmat faptul că România este grădina Maicii Domnului. Cam într-o sută și ceva de ani, noi chiar vom fi centru spiritual al omenirii, dar după ce se trece prin multe schimbări. Da, apropo de profețiile lui Sundar Singh, da? Și inclusiv de... Foarte interesant. Să știi că sunt foarte mulți români extrem de spirituali și văd tot mai mulți oameni în jurul meu care se dedică spiritualității, lucru pe care nu-l văd în afară. Exact. Cu care interacționez din afară, da. Nu mai este Dumnezeu un om. Nu mai este Dumnezeu un om. Da? Pe când la noi în România, cu toate problemele noastre economice, cu toate nebunerile care ni se întâmplă, oamenii au pe Dumnezeu în ei. Majoritatea, să știți. Da? Eu acum nu vreau să fac apologia poporului român, dar zic, la noi chiar se vede acest lucru și se simte acest lucru și de aia se menține binecuvântarea și protecția asupra noastră. Și chiar dacă lucrurile par dificile, credeți-mă că avem protectori care la momentul potrivit se vor trezi și ne vor ajuta. Eu zic că în următorii ani, credeți-mă, o să vedem lucruri nebănuite, lucruri care poate nu s-au întâmplat niciodată sau noi în generația noastră sau de 100-200 de ani nu au fost văzute și acum încep să apară la suprafață și inclusiv, adică la propriu și la figurat, și să vedem și alte lucruri. Deci, vă garantez, nu o să ne plictisim în următorii ani, dar ce trebuie să facem? Trebuie să fim cu înțelepciune, trebuie să fim cu atenție, pentru că de acum încolo, a început din 2020, acum noi suntem într-un examen continuu. Noi ca și omenire, toți oamenii, noi suntem în examen. Acum noi nu ne mai trăim viața noastră normală. Trebuie să înțelegem acest lucru, ok? Noi suntem în examen. 2023 a fost un an foarte dificil pentru că s-a eliminat foarte multă karmă într-un timp foarte scurt, gen ce ți se întâmpla în 5 ani s-a întâmplat în 2 luni. Da? Ok? Adică este eliminare de karmă masivă, da? Și asta va continua și în 2024. Ok? De aceea trebuie noi acum să începem să fim mult mai conștienți de noi, indiferent de ce destin, ce astrogramă personală avem, da? Ok? Eu acum vorbesc de noi români. Da, pentru că suntem în acest areal protejat de Dumnezeu. Profitați de acest lucru. Dacă nu profitați, atunci pe bune, chiar vă meritați soarta. Da? Profitați de acest areal. Profitați că aveți o conexiune cu Divinul foarte ușoară aici. Să știți că în alte țări nu te conectezi așa de ușor. Am observat și eu. Da? Nu peste tot e conexiunea directă. Da? Aici e super direct. E foarte facil, e foarte ușor. Noi nu ne dăm seama că noi trăim în energia asta. Ok? De aceea țara noastră, ca să-ți răspund la prima întrebare pe care ai pus-o, de aceea țara noastră este atât de vânată, de aceea este și atât de bogată, pentru că suntem, ne aflăm pe un centru energetic. Eu nu știu, nu mă pricep la lucrurile astea ca să spun și prefer să nu spun prostii, dar știu foarte clar că ceea ce este aici este bucățica lui Dumnezeu. Ok? Și că de aia toată lumea pasta o vrea. Da? Ok? Înțeles, deci e unul dintre importante locuri din lume. Nu știu de ce, aș vrea să știu de ce, bineînțeles, cine n-ar vrea să știe. Da?
Pe de altă parte, sunt atentă și mă uit la semne, da? Văd și profețiile, care multe coincid, da? Vede și Baba Vanga, vede și Sundar Singh, vede și Arsenie Boca și mai sunt cei care au profeții despre România, da? De-aia, profitați de locul în care vă aflați și fiți foarte atenți, da? Adică este bine ca noi să ne trăim viețile în continuare, dar cu înțelepciune și să nu, și să încercăm să gândim fiecare acțiune pe care o facem. Adică să încercăm să nu mai păcătuim, să nu mai generăm karmă. E foarte important acest lucru, mai ales pentru anul care vine. Da. Îți mulțumim frumos, Georgiana, pentru toate informațiile pe care ni le-ai dat astăzi. Deci, în concluzie, să stăm liniștiți că noi chiar suntem protejați, dar să avem în vedere totuși aceste lecții karmice despre care ne-ai spus, pe care le avem de îndeplinit. Și să nu ne, cum să zic, să nu ne culcăm pe ureche că noi suntem protejați și gata. Trebuie să încercăm să ne învățăm lecțiile, da. Da, adică să activ. Ești protejat, ok. Profită, nu mai păcătui, adică nu mai genera karmă nouă, da? Fii atent în relații, fii atent în plan profesional, da? Fiți mai atenți, trăiți mai frumos, mai cu atenție, da? Și atunci, garantat, binele, lumina vă va ajuta, pentru că dacă lumina te vede că trăiești în lumină, nu e normal să te ajute? Da? Și dacă mai ceri, imediat se manifestă. Și acum au început lucrurile să manifeste din ce în ce mai repede. Da? Deci profitați, chemați lucrurile bune în viața voastră, dar trebuie și voi să trăiți în lumină. Degeaba chem lumina dacă tu trăiești în întuneric, în haos și în dezordine și în ignoranță. Da? Îți mulțumim frumos, Georgiana, și te mai așteptăm cu drag să mai discutăm pe aceste subiecte și să vorbim și despre anul 2024 și cum o să fie în România, ce se va întâmpla, dacă vom avea sau nu alegeri, să faci tu predicțiile și te așteptăm și la Golden Hour. Îți dorim o seară fantastică și sărbători fericite, că nu cred că ne mai auzim până anul viitor. Sărbători fericite! Vă pup și vă doresc toate cele bune! La revedere! Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Georgiana Sâmbotin. Îi mulțumim pentru toate informațiile pe care ni le-a dat. Puteți reasculta emisiunea pe canalul meu de YouTube și acolo să accesați linkurile din descrierea acestui video pe care Georgiana ni le-a pus la dispoziție și despre care am vorbit în emisiune. M-am grăbit puțin cu începutul acestei emisiuni, recunosc, și am uitat să le urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Andrei, pentru că îi sărbătorim astăzi. Vă îmbrățișez, vă pup, să fiți sănătoși, să ascultați în continuare Gold FM și la mulți ani, dragi români, pentru mâine, 1 decembrie, pentru că nu ne mai auzim până săptămâna viitoare luni și vă doresc tot binele din lume, să fim sănătoși și să meargă țara asta mai bine, așa cum zicea Georgiana, pentru că noi suntem, iată, protejați într-un fel. Aici e grădina Maicii Domnului și un loc special pe acest pământ. Vă pup, vă îmbrățișez și ne vedem luni. La mulți ani încă o dată și Andreilor și tuturor românilor pentru mâine.